cartea asta face parte dintr-un proiect. Un proiect de educație juridică. Să introducem. Da, am început când eram membru CSM și totul continui, știi? Acum îl continui cu organizația de care fac eu parte. Și membrii organizației sunt judecători, procurori și avocați. Merg voluntar prin școli și licee și dezvoltăm de asemenea în spațiul online, dezvoltăm o adevărată comunitate. Avem un cont educație juridică pe Facebook, un cont pe Instagram, un cont pe Twitter și de asemenea o pagină web www.educațiejuridică.ro în care am pus o grămadă de resurse acolo, poze, documente, manuale, înregistrări, chiar cu lecții ținute de noi. Și modelul nostru a fost răspândit, ca să zic așa, pentru mulți judecători din țară, pentru mulți avocați și ceea ce a fost facilitat de faptul că Ministerul Justiției și Ministerul Educației au încheiat un protocol de colaborare ca să permită accesul magistraților în școli și accesul elevilor în tribunale. În felul ăsta copiii vin în contact mai des cu profesioniștii dreptului și discută despre teme legate de legi, de drepturi, de obligații, de îndatoriri, de justiție chiar. De 5 ani mergi în școli și în licee. De 5 ani merg mai des, ca să zic așa. Prima dată am mers undeva prin 2002, cred. În 2002 am mers pentru prima dată la Cluj într-un proiectel invitat la un liceu cu probleme să le explic copiilor ce așteaptă dacă încalcă legea. Și în cursul timpului mi-am dat seama că putem face asta în mod frecvent, regulat, cu scopul de a preveni încălcarea legii, că de asta mergem în școală, să învățăm pe copii că legea există ca să fie respectată și că orice abatere poate fi grav sancționată. Uneori sancțiunile aplicate copiilor produc repercusiuni pentru tot restul vieții. De exemplu, un copil care are cazier, chiar dacă e minor, nu va putea ocupa nici când o funcție importantă precum judecător, procuror, polițist, militar sau agentă serviciile speciale. De asemenea, cu un copil are nota scăzută la purtare, nu va putea să se ducă la seminarul de teologic sau nu va putea fi profesor. Deci sunt niște discuții cu copiii pe care trebuie să le purtăm tocmai ca să-i protejăm. Și copiii de ce sunt cel mai tare interesați? Care sunt întrebările care vi se pun cel mai des? Ce-i fain la lecțiile astea este că noi le ținem într-un mod interactiv. Deci nu mergem acolo ca profesori să le predăm o materie, ci ad hoc vedem care sunt nevoile lor. Începem sigur cu 2-3 teme pe care le stabilim de acasă, dar copiii apoi vin cu întrebări. Chiar am avut o lecție aici la București la copii de clasa a 5-a, deci a 5-a, în care pur și simplu toată lecția 50 de minute am ținut-o doar pe baza întrebărilor lor. Sunt vreo 4 sau 5 teme pe care aproape la fiecare oră de educație juridică le atingem. Una este cea Facebook-ului, pentru că tehnologia este foarte des întâlnită în viața noastră. Mulți au impresia că ai libertate de exprimare, asta înseamnă că ai și un fel de drept de a înjura pe oricine, oricând. Motiv pentru care și avem deja primele dosare în România cu profesori care au dat în judecată elevi să obțină despăgubiri materiale, adică bănuți de la elevii și părinților, pe motiv că elevii au înjurat pe Facebook. Apoi avem o temă extrem de interesantă referitor la viața sexuală, pentru că în România, din păcate, nu se face educație sexuală cu copiii. Este greu să știe copiii la vârsta asta ce este permis și ce nu este permis în materie de, știu eu, atingeri, mângâieri, întâlniri și așa mai departe. Inclusiv în România este o gravă confuzie cu privire la termenul pedofil. Nimeni nu știe ce înseamnă pedofil și, de exemplu, că infracțiunea de pedofilie nu există în codul penal. Pedofilia este o boală psihică și se manifestă doar cu privire la copiii sub 13 ani. Ori noi încă nu știm să utilizăm termenii ăștia corecți, în mod corect. Și atunci zic că chestiunile astea legate de viața intimă, privată, trebuie atinse. Apoi mai este o chestiune a respectării regulilor la școală, cât de obligatorii sunt. Ați văzut că a fost și un scandal chiar la Cluj cu un băiat care purta părul mai lung și profesorul a atras atenția. Alții sunt copii care sunt clasa 12-a și împlinesc deja 18 ani și ei pleacă din timpul orilor. Că spui, domnule, sunt major, regulile se aplică doar pentru minori, eu sunt major, prin urmare sunt responsabil, pot să plec la școală când vreau. Și chestiunea asta a regulamentelor școlare o dezbatem. Mai este o chestiune, dar ține oarecum tot de mediul online, folosirea sau spargerea conturilor pentru prietenă, prieten și așa mai departe. Și asta e destul de frecventă. Și în fine, un al patrulea sau al cincilea subiect de acum este violența școlară.
Violența școlară și fizică, în sensul de lovituri, și cea mai grav s-a întâmplat acum vreo 2 ani când un băiețel a fost luat în bajocură de alți colegi de-a lui la școală, au aruncat cu pietre după el și l-au omorât, deci o bătaie cu pietrele și l-au omorât, dar în sub 14 ani în România nu răspuns penal, până la violența de tip bullying, adică un fel de hărțuire, un fel de miștocăreală continuă și de umilire a colegilor de școală sau de liceu. Asta e foarte des întâlnită și în mediul fizic și în cel online, de păcate. Deci cam astea sunt 4-5 teme pe care le atingem. În rest, depinde de școala vizitată, de orașul vizitat. De exemplu, într-un fel poți vorbi în centrul orașului, unde atingem probleme legate de droguri, consumul de etnobotanice și droguri. În altfel, discuți la o școală din periferie, unde vorbești acolo deja de infracțiuni violente, chiar furturi sau viol în grup, că tot e la mod acum între ghilimele. Deci ne adaptăm. Dacă este o școală din mediul rural, acolo discutăm inclusiv legile de circulație, că o să rămâneți uimit, dar unul din 4 copii nu știu regulile banale de circulație, sau reguli de creștere a animalelor. Asta cred că ne afectează pe toți. Ați văzut că se plimbă animale pe stradă, da, ba n-ai lesă, ba n-ai bodiță, ba nu-i strângi răhățelul din spate și vine altul, calcă și merge apoi la serviciu. Lucrurile astea, ca să zic așa, de zi cu zi trebuie explicate copiilor, dar încercăm să le suflăm și sentimentul ăsta al protecției lor cât timp respectă legea, pentru că până la urmă legea nu e făcută ca să sancționăm pe cineva, legea e făcută ca să protejăm oamenii și cât timp ești în cadrul legal, ești protejat și există organe ale statului care trebuie să intervine dacă ți se încalcă drepturile. Spuneai de Facebook, de elevi care și în jură profesorii, au existat până acum hotărârea ale instanțelor pe da. Astfel de cauze? Au existat mai multe cauze în România. Una a fost acum celebră la Cluj, în urmă cu 3 ani de zile, la un liceu. Copiii și-au făcut un cont de inițial de WhatsApp și apoi de Facebook, pe care luau în derâdere profesorii, le postau imagini, făceau bule de alea cu diverse ticuri ale lor verbale a profesorilor sau le modificau fața pe poze. Profesorii au aflat, au intrat undercover pe acele grupuri și au făcut prin screen-uri și apoi s-au deschis niște acțiuni disciplinare împotriva copiilor. Vreo 70 de copii din Cluj au fost sancționați atunci disciplinar. A fost o mare, n-aș spune neapărat scandal, o mare nedumerire în spațiu public. Dom'le, cum e posibil copiii, pentru ce scriu ei pe un cont privat, să fie făcuți responsabili? Ei bine, lumea trebuie să știe că nu există grupuri private pe internet. Cu alte cuvinte, tot ceea ce este văzut de mai mult de 4 ochi este considerat public. Deci de la 2 persoane în sus noi vorbim de public. N-are importanță că grupul acela este privat sau cum e, indiferent ce setări faci tu pe Facebook sau pe WhatsApp, că am văzut acum și părinții și profesorii și elevii folosesc grupurile acestea de discuții școlare pe WhatsApp. Și a mai existat un caz la Botoșani, a fost un caz acum 2 ani de zile, în care profesoara a fost înjurată că i-a dat 4 unui copil la școală, a fost înjurată pe Facebook. Apărarea a fost că pot să scriu pe Facebook tot ceea ce îi doresc. Profesorul și-a făcut prin screen și a venit la instanță și a obținut daune morale de la copil și părinții lui. Și atacurile acestea verbale pe Facebook sunt din ce în ce mai des folosite și acțiunile sunt numeroase. Nu că puține, numeroase. Cu oameni vătămați pe Facebook. Unii au fost insultați, așa cum spuneau, alții au fost amenințați, chiar avem un caz cu judecători amenințați prin intermediul Facebook-ului și prin intermediul tehnologiei online au fost, tehnologii informației au fost și șantaje. Un caz cunoscut este chiar cu fiica unei judecătoare care a fost șantajată de fostul prieten că dacă nu continuă relația, el va da publicității poze intime cu ea. Din fericire a raportat mamă-sii și s-a făcut un flagrant, mama a depus plângeri la parchet, s-a făcut flagrant, puștul este astăzi condamnat penal, are cazier, condamnarea este definitivă. Dar genul acesta de șantaj cu poze intime este foarte des întâlnit, pentru că la vârsta adolescenței, când hormonele circulă prin creier, sunt mai puțin prevăzători copiii când schimbă între ei informații, poze, filmulețe de natură intimă. Cartea asta ar putea să funcționeze ca un manual? Nu există ore
propriu-zise de educație juridică, dar se face educație civică. Ar putea să funcționeze în cadrul orilor de educație civică? Eu am scos cartea asta, am intitulat așa Legea pe înțelesul tinerilor, în ideea că mă adresez mai mult adolescenților care peste 14 ani deja răspund penal. Dar informațiile din ea nu sunt de natură penală. Deseori copiii sunt implicați în procese civile, cum ar fi procesul părinților care divorțează. Și cu copiile trebuie să știe, bun, și cu mine ce se întâmplă? Dacă mă duc la unul, ce relație mai mențin cu celălalt? Sigur, când părinții sunt în război, mai puțin explică copilului, dar din punct de vedere al legii, al drepturilor, copilul trebuie să știe dinainte ce l-așteaptă. Apoi sunt chestiuni legate de contactul cu organul judiciar sau cu poliția. Faptul că un minor, de exemplu, întotdeauna va avea drept la un avocat plătit din banii statului. Ori, regulile astea nu le explică copiilor nimeni la școală, nici acasă, dar la școală unde avem educație civică, nu se explică decât chestiuni generale, că suntem cetățeni, statul nostru se cheamă într-un fel, avem imnul nostru și avem anumite drepturi. Dar nu spune și chestiuni concrete, pe care eu l-am numit așa de zi cu zi. De exemplu, dacă un copil este bătut de o persoană, în cât timp se poate adresa poliției? Ei, legea spune clar, în 3 luni de când a cunoscut făptuitorul. Prin urmare, dacă depășești cu o zi acest termen, poliția îți va clasa dosarul. Ori copilul trebuie să știe din prima și chestiunea acestea procedurale. De aceea cred că o materie de genul educație juridică ar trebui introdusă la liceu în mod obligatoriu și eu aș spune chiar și la nivelul gimnaziului, dacă nu ca obiect de stimă, măcar ca modul, în cadrul unui obiect deja existent, cum ar fi educație socială la clasa 5-a, educație pentru cetățenie în clasa 7-a, la liceu însă nu avem nici educație civică, nu se studiază nici educație legală, juridică sau socială. Din păcate se insistă foarte mult pe niște materii care nu au aplicabilitate practică, iar astfel de cunoștințe care influențează direct viața omului de zi cu zi, dar și viața ta ca cetățean pe la urmă, vezi faptul că la vot, de exemplu, nu se duc foarte mulți tineri, asta înseamnă o responsabilitate scăzută, cred, a individului. Acum schimbăm total peisajul și vorbim despre actualitatea tulburătoare a legilor, justițiilor și a codului penal. Care ar fi o definiție a ta statului de drept, ca să avem un început? Statul de drept este acea societate care este organizată strict potrivit legii, lege care nu se modifică după bunul plac sau după interesele unor grupuri restrânse, ci lege care este menită să aducă bunăstarea tuturor cetățenilor. Este statul în care separația puterilor este asigurată, așadar puterea legislativă nu intervine în puterea executivă și amândouă nu intervin în puterea judecătorească, și este statul în care hotărârile judecătorești sunt previzibile și unitare. Cam asta ar fi o definiție a statului de drept pe înțelesul tuturor. Cu alte cuvinte, este acea societate în care care este guvernată de către lege, lege care se aplică în mod obiectiv, nediscriminatoriu tuturor. În declarațiile și ale Comisiei Europene și a Comisarului European pe Justiție și a lui Juncker și în comunicatul de la Departamentul de Stat, avertizau asupra pericolului ca statul de drept să fie amenințat în România. Care e amenințarea asta? Cred că se referau la faptul că justiția își poate pierde independența. Că așa cum spuneam mai devreme, statul de drept presupune 3 puteri separate. Ele sunt independente în sensul că una nu comite imixtiuni în atribuțiile celelalte. Ori, în momentul când justiția este dată peste cap, fie pentru că se modifică legile de organizare și atunci ea nu mai poate funcționa cum trebuie, pentru că ar trebui să răspundă unor comenzi politice, judecătorii sau procurorii, fie că judecătorilor și procurorilor se iau instrumentele prin modificarea codurilor, de exemplu, prin codul penal se elimină anumite probe cu ajutorul căruia se dovedesc infracțiunile, atunci logică justiția, deși există ca structură, în lege ea nu este eficientă. Ori o justiție ineficientă, o justiție subordonată politicului, nu înseamnă că este o justiție independentă, prin urmare ar fi doar o singură putere, cea politică, și atunci vorbim de un stat tiranic, despotic, dictatorial, dar nu un stat de drept. Ministrul Justiției a insistat la Bruxelles că trebuie făcută o distinție clară între legile
justiției și modificările codului penal și de procedură. Și chiar a spus, nu este nicio legătură între, chiar așa nu e nicio legătură între cele două aspecte. În momentul în care legile justiției au fost modificate, au apărut totodată modificări la codul penal. Iar eu mi-aduc aminte cu exactitate că magistrații au ieșit la protest în decembrie împotriva ambelor seturi de modificări. Și pentru legile justiției care cuprindeau sau se doreau să cuprindă modificări care puneau procurorii și inspecția judiciară sub control politic și împotriva modificărilor de la codul penal și de procedură penală, care pe de o parte eliminau niște infracțiuni sau diminuau răspunderea penală pentru anumite infracțiuni, pe de altă parte eliminau dintr-un set de probe acele înregistrări, de exemplu, acum mi-aduc aminte. Părerea mea personală este că cei care sunt la putere, care au inițiat aceste modificări, au încercat să atace justiția pe ambele planuri, atât în organizarea ei, cât și în funcționarea ei. Deci, pe de o parte, legile justiției și-au propus inițial în august să pună justiția sub control politic, pe de altă parte, modificările la coduri și-au propus să reducă puterile de investigare a procurorilor și astfel să fie afectate dosarele prezente și viitoare. Cu alte cuvinte, dacă nu le reușește un plan, le reușește celuilalt. Din fericire, datorită presiunilor străzii și a magistraților și a structurilor internaționale, s-a revenit asupra modificărilor intenționate la legile justiției. Deci, în momentul de față, sunt prevederi bune în legile justiției, altele sunt discutabile și, iată, Curtea Constituțională a returnat legile la Parlament. Pe de altă parte, rămân în dezbatere modificări la codul penal și codul de procedură penală, care, știu eu, trebuie încă ținute sub atenta veghere a societății civile. În ce stadiu se află acum legile justiției și ce ar putea urma? Sunt trei proiecte de lege care au trecut deja de Parlament și au fost trimise la președintele țării pentru promulgare. Dar au fost atacate și de Curtea Supremă și de partidele de opoziție pentru chestiuni de neconstituționalitate. Curtea a declarat că, într-adevăr, niște formulări din toate cele trei legi sunt neconforme cu legea fundamentală a statului și a cerut Parlamentului să îndrepte, dar doar acele articole. Prin urmare, după ce Parlamentul corectează articolele indicate de Curtea Constituțională, ele se întorc înapoi la președinte, care va decide promulgarea lor sau le întoarce la cameră pentru a se îndrepta alte chestiuni nediscutate, nevăzute. Și sunt niște chestiuni, într-adevăr, care vor putea perturba mersul normal al sistemului judiciar. Chestiunea cea mai acută, ca să spun așa, pe care noi am observat-o citind legea, este o chestiune care privește resursa umană, și anume, legile acestea a justiției aduc mai multe seturi de modificări cu privire la evoluția în cariera magistraților. Și vă spun în concret mecanismul. Astăzi trebuie să urmezi la Institutul Național al Magistraturii 2 ani după care să devii judecător și procuror stagiar. Ei, legile prevăd că mandatul celor care stau la INM va fi de 4 ani. Așadar, 2 ani de zile, noi nu vom primi absolvenți așa cum eram obișnuiți până acum, adică către 200 de oameni. Mai departe, pentru a promova de la o instanță la cealaltă, până acum erau niște vechimi considerate prea mici, noile legi prun o vechime mai mare, o experiență mai mare la sediul instanței sau parchetului pentru a putea promova la instanțele superioare. Nu e o problemă asta, pentru că, în general, s-a spus că, domnule, sunt prea tineri judecătorii și procurorii, hai să fie cu mai multă experiență, ceea ce e și firesc la instanțele mai mari să fie judecători și procurori cu experiență mai mare. Dar s-au prevăzut noile legi, au prevăzut o facilitate de a te pensiona chiar la 20 de ani. Până acum puteai să pleci din sistem la 25 de ani vechime. Asta înseamnă că undeva de la 49 de ani ca vârstă puteai să te pensionezi. Acum s-a introdus posibilitatea asta de la 20 de ani. Ceea ce, în opinia unora dintre noi care suntem deja la vârsta necesară pensionare, noi credem că asta va produce un val de pensionare. Deci toți magistrații care au 25 de ani de vechime vor pleca cu siguranță. Cei care au între 20 și 25 de ani, cei mai mulți dintre ei vor pleca pentru că vor pierde foarte puțin la pensie. Și în al treilea rând, pensiile noastre sunt mari. Știți că avem acele pensii speciale, ceea ce înseamnă de fapt că în bani neți, în sumă netă, prima noastră pensie egal cu ultimul nostru salariu.
Prin urmare, credem că la instanțele mai înalte vor pleca judecătorii și procurorii cu experiențe, nu vor putea să fie promovați judecătorii mai tineri, că încă nu au vechimea necesară, cum v-am spus, aceasta s-a mărit, și oricum nu au cum să intre, cel puțin vreo 2 ani de zile, nu intră judecători și procurori noi, cel puțin nu prin Institutul Național al Magistraturii, pentru că s-a făcut acel mandat de 4 ani. Ceea ce înseamnă că eu, de exemplu, la Tribunalul Cluj, unde lucrez pe secție penală, dacă decid să rămân în continuare, deși am 20 de ani, iar colegii mei cu 25 de ani vechime vor pleca, înseamnă că eu și cu încă o colegă mai tineri vom rămâne doar 2 sau 3 judecători pe secție, vom lucra cât 7 sau 8, pentru că ceilalți care îndeplinesc vârsta de pensionare pleacă, cei mai tineri nu pot urca, deci noi 3 vom lucra cât 7, vom lucra pe un singur salariu, evident, vom avea mai multe dosare, posibilitatea de eroare crește, iar noile legi prevăd și o dispoziție că motivarea dosarelor de acum va fi obligatorie în 30 de zile. Ori sunt dosare atât de grele, cu atât de multe părți și cu atât de multe chestiuni în discuție, încât 30 de zile pentru a motiva un dosar nu mi-ajunge. Eu zile trecute trebuie să motivez un dosar foarte complicat din Cluj în 3 luni și jumătate mi-au luat ca să termin motivarea. Ei, închipuiți-vă că ai presiunea asta a numărului mare de dosare, termenele pe care tu trebuie să le administrezi relativ repede ca să nu întârzi dosare, să n-ajungi la prescripție, că tot e la mod de discuția, inspecția care te poate ancheta dacă tu motivezi prea lent un dosar, surmenajul, oboseala și așa, sâmbitele și duminici noi suntem la lucru. Cel puțin penaliștii cam în toată țara lucrează sâmbătă și duminica, sunt aduși la soluționarea propunerii de arestare, inclusiv noaptea. Nu știu în ce direcție ne ducem. Ce vreau să spun este că aceste legi au apărut extrem de rapid făcute. Practic într-o lună au fost sute de amendamente discutate, băgate, eliminate în legi și așa mai departe și nimeni n-a făcut un studiu de impact. Să spună clar, domnule, dacă băgăm modificările astea în vigoare, intră modificările astea în vigoare, astea sunt efectele care se vor produce. Noi acum citind legile în forma lor finală, ne-am dat seama de pericolul în care am ajuns, nu știm ce se va face, până la urmă nu e o decizie politică, asta administrativă a noastră, e o decizie strict politică, legile vor intra în vigoare până la urmă, dar vor fi greutăți, dificultăți. Ce vreau să spun este însă că fără presiunea publicului, fără cetățenii care au ieșit în stradă, fără magistrații care au protestat, fără presiunea din afară, legile ar fi fost finalizate într-o formă extrem, extrem de dăunătoare. Vă aduceți aminte că în august ministrul justiției vroia să pună inspecția judiciară sub controlul său al ministrului și numirea procuror general, procuror șef și al DICOT să fie luate la președintele țării și trecute tot asemenea, tot în panoplia ministrului. Ori lucrurile alea, și am atenționat la vremea aia, creiau posibilitatea unui control strict politic asupra justiției penale și asupra disciplinarului, ceea ce înseamnă practic că tu ai fi controlat tot sistemul de justiție. Astăzi, din fericire, urmare a revolte, ca spun așa, sociale, s-a renunțat la aceste grave modificări. Rămân în continuare celelalte chestiuni de natura cele menționate mai sus, cu resursa umană, de exemplu. Trebuie să vă întreb aici, și rămân în discuție modificări la coduri. Da, pentru că, dincolo de legi, am rezolvat așadar problema arhitecturii sistemului cât de cât ea este așezată, rămân legile, adică nu te-ai legat de justiție în sensul că nu mai controlezi politic, dar elimini modalitatea prin care ea poate funcționa. Elimini probe, elimini infracțiuni, în special alea de corupție, reduci pedepsele pentru infracțiuni de corupție și totul apare la, iată, la 3 ani de la intrarea în vigoare a codurilor. Adică s-au băgat atâția bani în redactarea acestor coduri, au trecut de toate aprobările posibile, inclusiv ale OIE, au stat în monitor oficial, au fost în vigoare așadar 3 ani de zile, după 3 ani de zile găsești că ele au niște defecte pe care, atenție, magistrații nu le-au reclamat, dar au niște defecte că dezavantajează anumiți infractori din România și ar trebui să le facem mai facile. Să nu putem aresta evazioniștii, să nu putem aresta corupții, să sancționăm mai ușor corupții, deși după părerea mea încă avem o problemă aici cu sancționarea corupției, că ați văzut că mulți sunt cu dosare penale și condamnați definitiv și conduc țara, să eliminăm conflictul de interese din legislație. Mi se pare ciudat să modifici codurile, adică pentru mine ca magistrat este clar că modificarea acestor coduri nu vizează nici de cum interesul general al populației, ci strict interesele private, personale ale anumitor indivizi din România.